să îmi iau strike degeaba. Bă, e groasă treaba. E atât de groasă cât m-a făcut să ieși din casă. Probabil că unii ați observat sau nu, cel mai cancer video, video-ul ăsta care te-a făcut probabil să te abonezi pe canal, a dispărut. Știți de ce? Fiți atenți. Imaginați-vă așa. Ăsta e clipul și eu sunt botul de la YouTube. Asta s-a întâmplat. Acum ce aici? Stau și mă gândesc. Asta o fi vreo vizuină de șarpe? Șarpilioane! Ei bine, se pare că YouTube nu știu ce dracu a trecut prin cap să-mi șteargă videoul. Și culmea, am făcut recurs, că imediat am primit e-mail. Am făcut recurs, azi e duminică, a trecut o săptămână de luni de când mi-a dat strike-ul și acum nu mi-au răspuns. Însă, hai să vedem ce zice YouTube-ul că am călcat cu videoclipul. Bună ziua, Ovidiu 666. Echipa noastră ți-a examinat conținutul și este părere că ne-a călcat politica privind siguranța copiilor. Conținutul care descrie maltratarea fizică, sexuală sau emoțională a minorilor nu este permis pe YouTube. Examină conținut educațional, documentar, artistic și științific de la caz la caz. Se acceptă excepții limitate pentru conținutul cu un context suficient și adecvat pentru care scopul postării este clar. 95% dintre creatorii care primesc un avertisment nu mai primesc niciodată altul. Adică ăștia sunt tari, zic că pe YouTube e permis numai conținutul științific, educațional, documentar și hai să vedem ce dracu e prin trending, ia să vedem, Five Gang, extrem de educațional, să-mi bat picioarele, Culiță Step, super de-asta educațional științific, Dani Mocanu, extrem de educațional, ia puterea dragului, super educațional, super științific, îți dai seama, deci numai cultură generală vezi pe aici, să-mi bat picioarele, ia Florin Salam, că de ce nu, și gunoiul ăsta pe aici, să-ți bași picioarele, da, numai conținut educațional științific, ia uite, unul care abuzează de un, de-asta, un manechin, foarte, foarte științific și educațional conținut de pe YouTube, numai din astea vezi prin trending. Deci da. Sunt oameni care cerșesc bani pe YouTube, nu e nicio problemă. Sunt curve care se dezbracă în video și pe live-uri, că așa e challenge-ul sau cine știe ce le trece lor prin cap. Nu e nicio problemă. Sunt minori care se dezbracă în public, în magazine, în chiloți. Nu e nicio problemă. Ia un video de pe YouTube în care e complet îmbrăcat, pac, conținut violator sau sexual cu un minor și ce dracu mai să din aur. Deci da, YouTube este o platformă super faină. Zicea acolo că 95% din cei care au primit strike nu o să mai primească a doua oară, dar da, eu de un an de zile sunt mereu ținut așa în strike-uri. Culmea, fix din unghiul ăsta am filmat atunci clipul ăla cu corcodușe verzi, însă e deja jumate la august, s-au dus dracu corcodușele. Însă o dăm la un nivel nou cu piersici. Hai să ne, cum sunt piersicile acum? Da, revenind, nu înțeleg de ce, de fiecare dată când îmi expiră un strike, trebuie instant să-mi dea altul. Abia îmi expirat și unul primit în aprilie și l-am primit pe ăsta acum. Și culmea, de data asta n-a fost doar un strike de la în care doar am strike-ul acolo și atât, pot să fac live-uri și clipuri în continuare. No! De data asta n-am avut voie toată săptămâna să filmez, să postez video, adică să fac live și nici măcar să pun pe comunitate. Da. Chiar acum dacă intri pe Social Blade o să vezi că mă apropiam ușor, ușor săptămâna trecută de 3 milioane de views și apoi, puf, jos de tot, am rămas la 2 milioane că mi-au dispărut 800.000 aproape. Aia, n-am ce face, place YouTube-ului să-mi dea strike-uri pe videouri făcute acum 2 ani, nu-i prima oară când pățesc așa. Trist e că cel mai popular video al meu de pe canal care m-a săltat de la 2-3 mii de abonați la 10 mii într-o singură lună când l-am postat atunci acum vreo 2 ani și a trebuit să mi-l șteargă. Fix munca mea. N-ai ce să faci. Acum ce aici? Stau și mă gândesc. Asta o fi vreo vizuină de șarpe? Șarpilioane!